7 ani de când Garda Apului a debutat aici la Alba Iulia. A debutat cu un program de reconstituire istorică antică, un program în care încearcă în fiecare an, mai ales în sezon, ne găsiți aici în fiecare vineri, din aprilie până în septembrie inclusiv, de la ora 19, spuneam, încearcă în fiecare sezon să promoveze patrimoniul antic al orașului în care ne găsim și al județului. Pentru că dacă din tribune nu se aude nimic, e clar, de fapt foarte puțin s-a auzit, mâna sus și n-a salutat pe Ave. Ave! 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 Am învățat pe latin adevărat. Legiunea 13 a Gemena este prima dintre formațiile Gărzii Apului, spuneam acum 7 ani, pe 26 octombrie. Jos, mâna sus cine ne-a văzut de cel puțin 10 ori. Ne-am lămurit. De Ad Gradium Torna! Era cel mai mare din Dacia, devenit în scurtă vreme centrul Torna economic, militar. Ad Gradium! Ove! Imperiul Roman avea 30 de legiuni în această perioadă. La cumpăra secolelor 1. Legiunea avea 5.000 de soldați. Cam 5.400 cu toate efectivele. Peste 150.000 de infanteriști, asta era forța infanteriei romane. Numerus percute! Formațiunea romană ne prezintă diferite dispozitive de luptă. O dispunere pe linie acum, prima linie luptă, iar logica armatei romane este ofensiva. Are lama de 60 de centimetri. Compacte, unitare, formațiunea este protejată complet în acest moment. Ianis, centurio, uite l-ai pe Ianis, în Târgu Mureș. Era formațiunea folosită cu cât direcție în momentul pasului.
Ove! Ocupații nu sunt actori, nu sunt istorici, foarte mulți daci, multe lupte, multe ateliere. Însă acum să trecem și la trupa de daci, lupii Apolonul. Este și omul de știință al dacilor, dar atribuția sa cea mai importantă. Maeda, o vedeți aici, pasă în față, avea 3 ani jumătate când a venit în trupa noastră. Ceea ce ne face să considerăm că arcașii daci erau extrem de începuți și de temuți. La Apulu mai exista cel puțin un anfiteatru unde se organizau astfel de lupte de gladiatori. Poate nu era chiar cel mai popular sport dacă judecăm după mărimea stadioanelor, și anume la Circo Massimo în Roma. Fan și galerie, o galerie ambițioasă. Știe cineva cum se trezește un Dacului trage scutul romanul, asta este o mișcare de bază pentru un dac. Dar roman fără scut este pe jumătate învins dacă nu găsește și nu găsește o mișcare de bază. Așa și romanul pe limite la despre mine. Experimentatul lui Totala! El cheamă acasă! Este și etala învățați în limba latină trebuit. Este un dac mai educat. E un singur învingător. Vați cum dacii încearcă să smulgă scuturile cu ajutorul falsurilor. Mâna sus, cei care au sub 10 ani de primele rânduri. Vă închideți ochii, da? Ave! 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 Ave!
foarte, foarte frumos, mai ales prin faptul că se încurajează teatru, ceea ce la noi în România puțin a scăzut dorința aceasta și sperăm că măcar ai noștri copii să poată să prindă dragul de această artă. Sigur, desigur, ne-am readus aminte de lecții de istorie din clasele primare, un lucru minunat și mă bucur că aici, într-un oraș atât de minunat și istoric, am putut vedea și acest lucru. Foarte frumos, interesant, a fost ceva pe care doar la istorie puteam învăța și ca și cum am fost, ne-am transpus în perioada aceea, live. Ați mai putut să așa ceva până acum? Nu, nu, a fost prima dată. De unde sunteți? Pitești. E bine, de spectacol. Da, mai ales pentru copii, bineînțeles și pentru cei care nu știu exact despre ce zană. Istoria oricum este frumoasă. Cum vorbiți? Știne de luptă. A fost interesant metodele folosite și, și costumațiile. A fost frumos. De la Pitești, de la Mioveni, de la Dacia. Și cum mi s-a părut? Foarte frumos, mai venim. Revenim la anul, când se ține sezonul. Ce v-a plăcut cel mai mult? Totul. Și în special spectacolul. Toată parada, toată parada. Bine venit astfel de spectacol de Renat Mori? Da, da, da. Sunt chiar indicate. Și mai ales pentru tineri, pentru copii. Să vadă și un trecut istoric al neamului românesc, al poporului român, să... Măcar să-și imagineze dacă nu au dintr-o altă parte. Costumele cum vi s-au părut? Senzaționale. Impresionant, n-am fost niciodată în Alba Iulia și chiar am fost foarte impresionată. Luptele astea dintre dați și romani, istoria, cetatea, tot, absolut. De unde sunteți? Din Bistrița. Sunt binevenite astfel de spectacole? Cred că da. Pentru istorie, da. Mi-a plăcut bătălia. De ce? Pentru că a fost un moment mai frumos. Ce ai văzut aici? Păi, o bătălie. Între cine și cine? Între daci și romani. Ai învățat despre ei la școală? Ce știi despre ei? Că s-au bătut în țara lor. Mă numesc Dobra Ciprian Mircea. În postura asta sunt Caius Cassius Proculeanus. Fac parte din trupa asta de reconstituire istorică de la Alba Iulia încă de la început. Am aflat de constituirea trupei din anul 2012. Am luat legătura cu cei din Muzeul Unirii. Am venit și eu să mă înscriu, nu știam pe ce poziție o să fiu în unitatea militară romană, însă, datorită faptului că am fost printre primii și m-am implicat inclusiv în organizarea concursului pentru ocuparea posturilor în Garda Apulum și datorită faptului că am calități vocale mai deosebite, adică urlutare, am fost declarat centurionul trupei. Prin urmare, sunt în trupa asta încă de la început și chiar dacă astăzi oficial sărbătorim 7 ani, de fapt suntem împreună de 8 ani, pentru că primul an, între 2012-2013, de fapt din 2011 am început, ne-am strâns fără echipamente, fără nimic, la antrenamente în șanțurile cetății și încet, încet am coagulat trupa asta astfel încât să fie ceea ce este astăzi. Astăzi nu mai suntem decât vreo 3 sau 4 din trupa inițială, pentru că sunt câțiva care au plecat în alte părți ale țării, dintre ei au fost elevi și studenți care în timp s-au dus la facultăți sau în alte părți. Prin urmare, încercăm să menținem trupa și chiar să o creștem și evoluția se vede, dacă vă uitați la fotografiile din anii precedenți, în comparație cu cele din anul ăsta și așa mai departe, intenționăm să evoluăm mult mai mult. Ce calități trebuie să aibă un voluntar care vrea să intre în pielea unui soldat roman? Un pic de condiție fizică și, în primul rând, pasiune pentru partea asta de epocă romană. Pentru că dacă intrăm în trupă și nu ne place ceea ce facem, nu mai e o pasiune, nu mai e un hobby, nu se va face ceea ce trebuie să se facă. Este mult de muncă.
Este mult de muncă, în primul rând, pentru a ține minte toate denumirile părților de echipament, un minim de informații istorice, pentru că oriunde mergem avem oameni care ne întreabă lucruri și trebuie să știm să le răspundem. În lupii Apulului am intrat chiar de la constituirea trupei, în urmă cu 6 ani și ceva, și presupune multă, multă muncă, pasiune pentru istorie, pentru reconstituire istorică, mulți prieteni în jur și mult, mult timp liber petrecut cu prietenii. Echipamentul le dă del echipamentul de acum 2000 de ani? Da, echipamentul pe care îl port, am încercat ca să-l fac să predea cât mai fidel echipamentul dacic de acum 2000 de ani, sunt reconstituit după coluna lui Traian, exceptând acest coif care are chiar el o istorie a lui. Care? Deci coiful este tot un coif dacic, este datat dinainte de războaiele daco-romane. Este o replică după coiful de la Coțofenești, nu este o replică exact din punct de vedere istoric, dar coiful acesta are povestea lui. Este coiful de purtat de Amza Pelea, de marele actor, în filmul dacic. După filmări a fost donat Muzeului Național al Unirii. Și acum îl purtăm noi cu mândrie și se mulțumim. Sunt costumat într-un echipament de taraposte de căpetenie dacă. Toate echipamentele sunt luate după reconstituire după coluna lui Traian. Putem remorca o lorică făcută din solzi metalici, o piesă foarte rară la vremea aceea, era deținută doar de cei foarte bogați și de căpetenii. Bine cunoscutul cumnal dacic, sica dacică, și o spadă de tip celtic, pe care tot așa doar căpetenii le aveau. Spadă dacică. Știm că ceilalți daci aveau săbile curbe, cunoscute tot așa de pe bună al Traian și din descoperirile arheologice. Are și în jos? Pantaloni, opinci. Nu s-au găsit în descoperiri, tot așa luate de pe formula lui Traian, de pe monumentul de la Adam Chisi. Șapte ani de activitate a Gărzii Apulum, un proiect inițiat și coordonat de Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, un proiect care nici noi nu ne aștepta în 7 ani să aibă un astfel de succes. Am devenit deja un brand al orașului Alba Iulia, al județului Alba. Suntem prezenți în sezon destul de activ, nu numai aici în Alba Iulia, dar și în țară și în străinătate. Zicem că Garda Apulum a reușit în 7 ani să facă ceea ce a și propus, să promoveze intens patrimoniul antic local, un patrimoniu extrem de bogat. Nu uitați, ne aflăm în anticul Apulum, cel mai important centru urban al Daciei Romane. Cât puști v-au văzut acest tip? Ați făcut un calcul? Da, dacă luăm așa o medie de 400 de spectatori la evenimentele noastre din fiecare vineri, un sezon care începe în aprilie și se termină în septembrie, inclusiv septembrie, plus Festivalul Roman Apulum, la care sunt prezenți mii de turiști. În 7 ani de activitate, cred că depășim ușor numărul populației orașului Alba Iulia. La anul acesta am fost prezenți în Bulgaria, am fost prezenți în Crimeea, la Odessa, de asemenea am fost și în Italia. Prezența internațională extrem de... În Polonia am fost la începutul anului, chiar nici nu mai țin minte toate prezențele internaționale. La aceste țări se adaugă prezențele de anul trecut în Moscova, am fost în Bruxelles, în foarte multe din țările europene care organizează genul ăsta de activități.